cu partenerii noștri de la nettv.ro. În condițiile de astăzi ale izolării impuse, atât eu cât și invitatul și regia ne aflăm la distanță, dar ne întâlnim în siguranță pe ecrane. Sunt Daniela Palade Teodorescu, director editorial Tudor Communication, iar interlocutoarea mea de astăzi este Mihaela Pântea, redactor șef Adevărul Financiar, cu experiență de peste 20 de ani în presă, absolventă de finanțe bănci în cadrul ASEA, a început ca redactor economic la România Liberă, unde a înființat primul supliment financiar din presa românească, apoi a continuat ca editor la revista de Business Money Express, apoi ca senior editor a coordonat secțiunile de business, finanțe și top 500 miliardari la Forbes România. Expertiza în comunicare și marketing digital s-a concretizat ca director de comunicare la CheckBank și în și management a numeroase alte proiecte în domeniu. Actualmente este redactor șef al publicației de business online Adevărul Financiar. Mihaela, bine ai venit la emisiunea noastră. Așa cum am anunțat, această săptămână o dedicăm jurnaliștilor pentru a onora Ziua Mondială a Libertății Presei și pentru a vorbi despre ceea ce înseamnă jurnalism etic, profesional și de calitate. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Daniela, și mulțumesc foarte mult pentru invitația de a face parte din proiectul vostru, pentru care chiar vă felicit, pentru că este o inițiativă extraordinară, nu numai pentru că noi trecem acum neapărat prin perioada asta, ci pur și simplu pentru că am senzația că meseria noastră e un pic pusă deoparte. Oamenilor li se pare normal să citească și să se uite la televizor, să audă la radio știri și să se informeze pe toate canalele media, dar cred că mai puțin știu detalii despre cum este munca și meseria de jurnalist. Și mulțumesc încă o dată. Ești binevenită în cercul nostru de jurnaliști pe care noi îi considerăm de valoare. Tocmai pentru a conștientiza situația jurnalismului, agenția de PR Tudor Communication împreună cu Brennan Group a lansat raportul dedicat stării presei în România și aș vrea să discutăm puțin despre acest raport, pentru că de aici ar trebui să pornim când vorbim despre jurnalismul românesc. Și voi începe cu una dintre concluzii pe care a elaborat-o chiar un jurnalist din Focus Group. Până la urmă, presa din România nu este nici cea mai rea, nici cea mai bună decât societatea românească în sine. Jurnaliștii sunt și ei tot crescuți și educați în această societate, da? Cum se vede această concluzie din perspectiva voastră? Sunt întrucâtva de acord cu această concluzie, am să spun imediat și amendamentele pe care le am la ea, sigur că da. Exact cum este societatea românească și cum a evoluat după 30 de ani de la momentul 89, cum a evoluat în primul rând educația în România din punctul meu de vedere, cum au evoluat relațiile din societate, domeniul economic, domeniul politic, ca una care, ca și tine, a parcurs cumva drumul în presă chiar de vreme din anii 90, 95, 98 când am intrat eu în presă. Sigur că toți am trecut prin toate etapele și am crescut și ne-am format odată cu economia și cu societatea românească. Evident, nu puteau jurnaliștii ca și în alte meserii și domenii de altfel să facă notă discordantă, adică să fie mai profesioniști sau mai puțin profesioniști în evoluția asta și în maturitatea profesiunii. Dar cred că undeva, așa cum s-a întâmplat la nivel național pe parte de educație și cultură a românilor, și presa a lăsat un pic din calitate, a pierdut din calitatea pe care tocmai se pregătea să o absorbă și să adere la ea odată cu libertatea pe care poporul român a obținut-o în 89.
Atunci credeam, ca tineri jurnaliști, că lucrurile se vor schimba radical și că vor evolua înspre ceea ce vedeam în afară. Din fericire, eu, ca și alți jurnaliști din generația noastră și de după noi, cumva, am fost formată undeva la școlile din afară. Am urmat și mă mândresc cu asta prima mea bursă de lungă durată, unde am învățat jurnalismul economic, a fost la Reuters și cu practică și la Financial Times și la BBC, unde am văzut cum se face jurnalismul și am învățat câteva principii, de la care am încercat să nu abdic de-a lungul carierei. Ei bine, cred că tinerele generații acum au mai puțin parte de un training susținut, deși un training profesionist care să le arate aceste principii și reguli de la care, dacă nu abdici, poți să fii mai bun decât societatea în care funcționezi, cred. Le-am putea spune, Mihaela, acestor reguli mai degrabă valori? Care sunt aceste valori care rămân constante, practic, în jurnalism? Prin ceea ce a dăinuit jurnalismul de calitate în țările dezvoltate, și când spun jurnalist de calitate, cred că toți ne ducem cu gândul fix la publicații mari, cum am spus mai devreme, Financial Times sau New York Times sau Time revistă sau ce vrem noi, da? Sunt câteva publicații și franceze și americane, englezești. Sigur că ele nu puteau să rămână pe piață și să fie citite în continuare, fie că, și sigur că la început a fost printul, avem online de câtva timp, nu puteau să rămână dacă nu respectau aceste principii. Și ele sunt câteva: promptitudine, în primul rând, ca jurnalist trebuie să fii acolo cu informația, pentru că tu ești intermediarul între realitatea care se întâmplă și în care trăim și publicul care trebuie să afle, dacă nu cumva este chiar acolo. Deci promptitudine, obiectivitate, transparență, corectitudine, imparțialitate, da? Adică sunt adepta și cred în jurnalismul imparțial. Noi am devenit, din păcate, o națiune cu jurnaliști cărora unii le spun părerologi. Ținem să ne dăm cu părerea, ținem să ne impunem punctul de vedere în ceea ce scriem, ținem să influențăm cititorul prin ceea ce scriem, să-i inducem anumite idei, să creadă anume ceva. Și cum vorbeam înainte de emisiune, sigur o să ajungem să vorbim și despre fake news și good news, bad news, știți, credibile și știri false, este o adevărată problemă acum. Deci sunt câteva principii pe care, dacă ți le impui ca jurnalist și le respecti, cred că poți face un jurnalism de calitate. O altă realitate pe care o semnalează acest raport este aceea că jurnaliștii spun că presiunea financiară face ca în ultimii 10 ani, mai ales, de la anterioara criză, multe instituții de media au intrat fie sub influența politicului, fie sub tirania audienței și a logicii comerciale, care s-a răsfrânt puternic în politica editorială. Așa este, din păcate, așa este. Economicul își pune, până la urmă, și presa, că este mai mică, că vorbim despre grupuri de presă, că este medie, că este de tip freelancer, indiferent de ce tip, ea se reduce în cele din urmă la bani. Oamenii aceștia, ca și alții, trebuie să trăiască, trebuie să câștige bani, să își cumpere pâine. Iar până la urmă, suportul juridic pe care se desfășoară toate operațiunile media sunt niște business-uri, evident. Sigur că este foarte greu atunci când nu ai un flux financiar stabil și consistent să susții pe termen lung un business în media. Și atunci intervin și sunt o mulțime de
aspecte pe care nici nu avem timp să le detaliem, poate nici eu nu le știu pe toate, poate nici tu, dar este clar că a susține un business în media este dificil. Și atunci te bazezi pe venituri din publicitate, te bazezi pe venituri din parteneriate, te bazezi pe venituri din tot felul de evenimente. Sigur că formulele de a, pentru ca un business în media să trească nu sunt inventate în România și nici nu sunt ceva nou. Așa se întâmplă peste tot în lume. Aceleași surse de venituri. Fie că te finanțează unele publicații sunt, să zicem, au ca publisher fundații și așa mai departe. Sunt diferite forme. E adevărat însă că presiunile din partea economică și politică au existat și vor exista. Repet, nu numai în România. Și influențează și conținutul și influențează și audiența. Nimic nou sub soare. Cred că secretul stă într-un oarecare echilibru care, pe care publisherii trebuie să-l găsească. Am fi falși să spunem că, domne, nu există așa ceva, toată lumea poate să fie absolut imparțială, nimeni nu e finanțat din surse așa mai puțin ortodox. Nu, sigur, există fel și fel de formule. Repet, cred într-un echilibru și cred că important este să ai ca publisher o linie pe care să mergi, care să dea credibilitate publicației sau publicațiilor pe care le promovezi. Pe care le promovează. O altă concluzie a raportului a fost una legată din partea consumatorilor, cum că industria media e cumva criticată pentru excesul de tabloidizare, dramatizare, practicile de clickbait care sunt extrem de deranjante. Toate scad credibilitatea și încrederea generală în profesionismul jurnalismului. Cum vezi tu industria media în România acum? Da, a fost foarte surprinzător pentru mine să citesc în studiul vostru că tinerii, de exemplu, eu având o tânără domnișoară acasă de 24 de ani, care este cea mai ferventă, cel mai fervent critic al meu acum ca din postura de coordonator al publicației Adevărul Financiar și trebuie să-i răspund tot timpul la întrebări privind conținutul și încerc să văd ce interesează pe ei. Iată că citim aici că tinerii sunt deranjați de afluența asta de știri care caută neapărat senzaționalul și caută acest. Și chiar condamnă aceste practici de clickbait, deși ei recunosc că, da, sunt atrași de titluri, dar îi deranjează când li se furnizează altceva, când sunt păcăliți, de fapt. Exact, exact. Și nu numai că sunt păcăliți, adică în conținutul știrii sau articolului ei găsesc altceva, de exemplu, dar găsesc foarte puțin sau găsesc nimic. Asta este marea problemă. Da, da. Acel conținut practic nu există. Există un titlu și nimic mai departe. Dar el a apucat să dea click pe titlu și atunci s-au înregistrat acolo un număr de... A contribuit la trafic. Exact, a contribuit la trafic. Ei bine, îmbucurător este că ei au această atitudine de a respinge din ce în ce, pentru că ei sunt o generație total diferită de noi. Vor să citească repede și să afle instant lucruri care interesează. Și de aceea dezavuează acest obicei de a scrie pentru click byte-uri. Cred că, da, s-a ajuns într-o, revenind la întrebarea ta, s-a ajuns în această situație înfiorătoare, de care culmea că se plâng și publisherii din afară, la o anume superficialitate în conținutul editorial și accentul pus pe această fugă după click-uri. Și atunci ne reducem totul la un titlu care să atragă și conținutul este mai puțin relevant. Dacă a stat un minut acolo să vadă despre ce e vorba, este suficient.
Ce mă îngrijorează dincolo de chestiunea asta, pentru că, de exemplu, cred în generațiile noi care vor face diferența și nu vor mai intra să citească și nu se vor mai lăsa păcăliți. Problema cred că vine și din altă zonă, exact ce spuneai mai devreme, apropo de veniturile pe care un publisher trebuie să le aibă pentru a duce acest business în media, da? Și pentru a plăti jurnaliștii, pentru ca jurnaliștii să trăiască decent și să nu mai întindem discuția. Este vorba despre advertiseri, da? Că ei se uită foarte simplu, până la urmă justificat. Nu am avea ce să le reproșăm din punctul ăsta de vedere, dar iarăși spun, cred că trebuie să ajungă undeva la mijloc, se uită la trafic, evident. Păi dacă eu vin și îți dau reclamă, nu știu, pentru ce produs, mă interesează ca acea reclamă sau acel advertorial sau indiferent în ce formă, să ajungă la cât mai mulți. Să ajungă la cât mai mulți, pentru că eu vreau să vând și de-aia îți plătești. Dar e un cerc vicios aici care... la care răspunsul nu este atât de simplu, precum ar părea, și preocupă de foarte, foarte mulți ani. Îmi amintesc că în urmă cu mai bine de 10 ani, 12 ani, am fost așa parte dintr-un grup care a fost pur și simplu pentru management de presă într-un trip la El País, marele grup spaniol. Și îmi am zis că încă de atunci ei erau foarte, foarte îngrijorați, vedeau cumva spre ce se îndreaptă lucrurile și încă de atunci căutau soluții. Tocmai în a echilibra cererile și solicitarea și pe bună dreptate din partea advertiserilor de a avea trafic online, nu atunci creștea, da, acum 10-12 ani, și nevoia de a fi imparțial, obiectiv, distant, clar, transparent, adică de a respecta tocmai acele principii ale jurnalismului despre care vorbeam. Pe de altă parte, există multe voci care spun avem social media, nu mai avem nevoie de jurnalism, lucru care se duce înspre niște derapaje uriașe. Da, și eu cred că social media nu are cum să înlocuiască jurnalismul de calitate, dar chiar acum, în contextul acestei crize, aud din ce în ce mai multe voci. Cum comentezi această realitate? Am un singur cuvânt ca răspuns la întrebarea ta. Niciodată, 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 niciodată social media nu va înlocui presa bună, de calitate. Nu are cum și nici nu cred că ăsta a fost sau este scopul. Cred că cele două canale de informare trebuie și vor putea să funcționeze în paralel, unul în completarea celuilalt. Social media este binevenită, evident. Este un canal pe care intri lesne, intră toată lumea, are o poate mai mare vizibilitate uneori. Și există și un apetit foarte, foarte mare al publicului pentru rețelele sociale, facil, da? Este foarte facil. Dar niciodată nu va putea înlocui jurnalismul. Acolo nu este jurnalism. Noi trebuie să fim foarte clari în privința asta. Este social media, pur și simplu. Acolo postările, că nu sunt articole, nu sunt știri, sunt postări care fac trimitere undeva. Și trimiterea asta, da, poate să fie în presă, poate să fie la o publicație, poate să fie la un site al companiei respective, adică unde să dezvolți și de unde să afli informația în detaliu. Dar social media este un canal de postări. Cel mult complementar poate să fie da, jurnalismul. În completare, exact. Foarte util, foarte bun. Și noi, ca publicații, am dezvoltat pagini în social media știind că și acolo îți formezi o comunitate, îți formezi vizitatorii tăi, prietenii tăi, da, care te urmăresc și cărora le e mai simplu să selecteze de acolo ce îi interesează. Dar ei tot în publicație trebuie să vină sau tot în website-ul companiei și așa mai departe. Cine spune că pe social media se face jurnalism, din punctul meu de vedere, greșește.
Nu se poate face jurnalism acolo, dar se poate construi o comunicare coerentă, curată, care să te ducă acolo unde trebuie. Revenind la raportul Starea Presei în România, o altă concluzie spune că persoanele de peste 40 de ani, educate, preferă să-și caute singure informațiile și să-și selecteze sursele fără a fi neapărat fidele acestor surse. Deci am văzut cum reacționează tinerii între 22 și 40 de ani. Vedem și ce se întâmplă peste decada 40. Și aici poate că ar trebui să vorbim un pic despre puterea de a discerne între fake news și good news. Aici cred că trebuie insistat puțin. Este un subiect delicat. A apărut această industrie a fake news-ului. În condițiile internetului, online-ul îți permite orice. Dacă atunci când am intrat noi în presă se spunea că hârtia suportă orice, acum am putea spune că online-ul suportă orice. În afară de restricții de, eu știu, pornografie, trafic de arme și de drog, în rest, toată lumea poate să scrie orice, să cumpere domenii și să construiască pagini pe internet fără nicio problemă. Cred că, nu știu, este o părere personală, nu o dau drept sfat sau așa, aș face o paralelă drăguță cu o întâmplare din viața mea, în urmă cu 24 de ani când am născut-o pe fiica mea, și a trebuit să stau mai mult cu ea în spital, fiind născută prematur. Doamna doctor care se ocupa de noi, când am plecat acasă cu copiii puși pe picioare, așa, după vreo lună, ne-a dat un singur sfat. Și a zis, tinerelor mămici, vă sfătuiesc următorul lucru, pentru că veți ajunge acasă și vor veni mama, bunica, soacra, asistenta de teritoriu, asistenta de la stat, asistenta de la policlinica arundat cu serviciu, etc. Și vă vor spune toate ce să faceți cu bebelușul ăsta. Dar culmea e, nu o să credeți, 10 inși o să vă intre în casă, 10 păreri vor fi. Așa că va trebui să alegeți una, o persoană, pe mâna căreia să mergeți. Că e mama, că e soacra, că e indiferent, de ea s-a ascultat. Sau de o carte, eu mi-am ales o carte, un medic american, mă rog. Sau citiți și luați din carte. E, așa aș spune și în cazul ăsta. Dacă rămânem fideli și ne alegem, adică suntem oameni de afaceri, de exemplu, sau consultanți, sau simpli cititori, da? Îmi aleg una, două, trei publicații pe care să le urmăresc, de bază vorbesc, nu zic că nu navigăm pe foarte multe surse, este imposibil. Dar punctele mele de refer sunt Financial Times, Leze Show, Reuters. Și pe ele mă duc și îmi citesc, pentru că până la urmă, în lumea asta toată, și în România, evident, noi toți jonglăm cu o cantitate mică de informații. Adică noi prelucrăm aceeași cantitate de informații. Nimeni, sigur, vine cineva cu exclusivitate, vine cineva cu o mare informație pe care nu mai auzi. Asta se întâmplă mult mai rar decât în urmă cu 25 de ani. Și atunci, de fapt, calitatea prelucrării acelei informații este esențială. Eu mi-am ales să citesc despre coronavirus din publicația X și acolo mă duc. Sau alte două, trei cel mult. Cred că este un prim filtru. Altfel, cred că ține și de cultura generală, cred că ține și de formația profesională, cred că ține și de comunitatea în care ne-am format și în care funcționăm. Tot felul de criterii care ne vor ajuta să discernem între un fake news și și o știre reală, adevărată. Numai acum cu coronavirusul știm ce s-a întâmplat și câte sfaturi, câtă apă cu sare și lămâie fierbinte am pus pe gât și cum ne-am spălat, ba cu spirit, ba cu țuică, ba... Adică
A fost un război, mă rog, este încă un război informațional până la urmă. Cred care... că depinde de bunul discernământ și bunul simț al fiecăruia să deceleze. Eu aș spune că există și o categorie mare de oameni care văd din prima, cum se spune, ce înseamnă un fake news. Dar, din păcate, marea masă și majoritatea nu reușesc să discearnă, cel puțin din primul moment, și intră, citesc, răspândesc acel fake news și... La un moment dat, chiar înaintea crizei, citisem că într-un sistem educațional modern, copiii din școală au cursuri de gândire critică în care sunt ajutați să discearnă fake news de good news. Da? Asta ar fi unul dintre scopurile acestui... Revenim exact la lucrul cu care începusem, de fapt, la educație. Cred că sistemul educațional din România, fiind crunt afectat în acești 30 de ani, fiind lăsat la voia întâmplării și la îndemâna unor oameni care au avut de a face mai mult sau mai puțin cu educația în general, nici nu are rost să facem o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat și cum am ajuns ca absolut toată lumea, doamna care ne ajută la curățenie, are o diplomă de economist luată nu știu pe unde. Adică lucrurile au ajuns într-un hal, fără de hal. Și nu ar fi asta, că cine spală vasele, care e o meserie extraordinar de grea, și de-aia s-au inventat mașina de spălat vase, să nu mai facem așa și respectăm munca tuturor. Nu despre asta e vorba. Vorbim despre o denaturare a lucrurilor normale într-o societate în care cine se oprește cu studiile într-un anume loc face acele meserii în care incumbă numai 8 clase, cine se oprește la 10 clase, cine face facultate corectă, așa, cine face un master. Adică treptele astea ierarhice în evoluția umană au fost complet șterse și toată lumea are nu știu ce, de fapt, dacă astea ar fi fost dublate de o calitate și eram toți... Este doar formal, da? Sunt acele forme fără fund. Discutat acum, dar problema este că toate astea au însemnat doar o discreditare. Da. Pe de o parte a procesului de învățământ, pe de altă parte oameni complet needucați. Și atunci toată societatea a avut de suferit. Am ajuns să credem fake news-urile, am ajuns să citim foarte, foarte, foarte multe tabloide. Repet, nu că nu ar fi existat în istoria omenirii aceste tendințe sau practici, da? The Sun din Marea Britanie este un... Apetitul pentru senzaționalism ieftin întotdeauna absolut, a existat. Dar lucrurile se întâmplă acolo, se întâmplă echilibrat. Sigur că există și oameni care citesc, așa există și oameni care își iau informația bună din alte părți, sau informație, nu știu, serioasă de business, de politic, de economic, de social, de despre comunități, nu contează domeniul. De asta zic că procesul educațional fiind cumplit, stricat, nici nu găsesc alt cuvânt, s-a ajuns așa în acest... La o degradare, da, inclusiv te simte și în zona jurnalismului. Spune-mi, te rog, cum s-a transformat jurnalismul în aceste 2-3 luni de perturbare totală? Nu cred că din punct de vedere al conținutului asistăm la o transformare radicală în sensul îmbunătățirii sau al scăderii calității informației. Ce se întâmplă, din păcate, ca în orice alt domeniu economic, este faptul că presa este serios afectată și folosesc un cuvânt blând. Pentru că, de exemplu, doar restricțiile de circulație, dacă ne gândim la necesitatea izolării și așa mai departe, sigur că presa print deodată a fost oprită. Să vedem ce se va întâmpla mai departe, în ce măsură și cum va fi reluată apariția
publicațiilor print, pentru că au existat aceste variante de ediții digitale care au funcționat în această perioadă și se pune problema dacă vom rămâne la edițiile digitale fără să ne mai întoarcem în print. Din, nu știu, vine să spun din păcate, nu știu dacă e din păcate sau din fericire, probabil că printul va suferi o și mai mare diminuare. El oricum era pe scădere, dar sigur că ediții importante ale unor publicații cerute de către abonați, de exemplu, sau în care își găseau ei informația așa pe suport hârtie, probabil că vor apărea în continuare. Altfel, cred că va mai fi o triere, să zic, după acest moment. Nu cred că toate publicațiile print care au existat până la momentul martie 2020 își vor relua apariția. Din motivele de înțeles, în primul rând vom asista la o mare contracție economică, adică trecem prin ea și anul nu se va sfârși foarte fericit pentru majoritatea companiilor. Companii dinspre care veneau aceste venituri, mai devreme vorbeam din publicitate și tot felul de alte parteneriate, aceste venituri nu vor mai fi ca să susțină apariția printurilor și sigur se va diminua. Nu îmi dau seama pe termen lung, n-aș face previziuni acum 20 de ani sau 15 ani, când eram la România Liberă, unde am lucrat până în 2004, lumea nu credea atunci că va dispărea printul. Nu credea, pur și simplu. Adică jurnaliștii mai în vârstă, sub care m-am informat și eu acolo, nu vedeau sub nicio formă așa. Da, bine, încă acționăm din inerție mulți dintre noi și refuzăm realitatea. Exact, după cum acum este foarte greu să spunem ce s-a întâmplat peste 15 ani. Dar odată început acest drum și noile tehnologii care se dezvoltă și cu tot felul de aplicații și device-uri, nu cred că vor mai da, nu vor lăsa loc foarte mult printului. Probabil că vom avea ediții cu adevărat speciale și nostalgicii mă vor contrazice acum și vor spune, dar și generația nostalgicilor va dispărea, adică lucrurile se întâmplă, firesc. Copiii noștri nu, de ce nu mai citesc cărți tipărite și de ce nu citesc ziare copiii noștri? Adică totul este digital, trebuie să vedem această... Ei sunt deja nativi, practic, au crescut cu genul acesta de publicații în mână și încă nu, cred că nu fac legătura cu... Nu, și nu, li se pare greu și inutil. Li se pare greu și inutil, n-aș generaliza, dar, mă rog, vorbesc și cu prietenii care au copii de vârsta fiicei mele, nu mai spun de copii mai mici, nu văd rostul când ai totul pe telefon și tabletă. Și probabil că peste 10-20 de ani, nu știu, printul, în sfârșit, nu fac previziuni. Acum însă va mai exista, dar mult redus. Cred că criza prin care trecem și anul ăsta extrem de dificil pe care îl va parcurge economia și națională și economiile naționale din restul lumii, își va pune amprenta crunt și pe print. Știm cu toții, deja auzim despre reduceri drastice de costuri, tăieri de salarii, șomaj tehnic, toate formulele astea care ne sperie. Știm, se întâmplă și în industria media. Ce rol are, cum se pot reprofila, reorienta jurnaliștii care nu mai au loc în presă? Ce rol are învățarea continuă din acest punct de vedere? Este exact ca în alte meserii. Acum, sigur că jurnalistul are anumite, să spunem, abilități pe care le poate folosi în a se reinventa, cum se spune acum. Depinde de fiecare, depinde de cât de deschis este în a vedea noi oportunități. Jurnaliștii, în primul rând, știu să scrie, sigur, vorbim despre jurnaliștii care știu să scrie. Din păcate, cum spuneam mai devreme, sunt și oameni mai puțin pregătiți, ca în orice alt domeniu, repet.
Dar cine este stăpân pe ceea ce știe să facă, sigur că ar putea să găsească variante, dar nu va fi deloc ușor. Inutil să dăm noi acum, eu știu, alternative sau sfaturi, însă e clar că un jurnalist, repet, care știe să scrie, are o cultură generală solidă, este stăpân pe conținutul pe care este capabil să-l facă, este creativ, are idei, găsește subiecte în orice în jurul lui, poate să relateze. Sigur că se poate duce în alte zone, în zona advertisingului ca un creator de conținut, de exemplu, în zona marketingului digital, copywriting, în zona de public relation. Majoritatea jurnaliștilor care au ales să părăsească jurnalismul s-au îndreptat spre zona de comunicare și public relation pentru că ei înșiși sunt buni comunicatori. Trebuie să faci față unor întâlniri și interviuri cu o mulțime de oameni, de la, nu știu, președintele României, guvernatorul BNR, miniștri, până la antreprenori mici, mari, funcționari publici, știu eu. Deci tu, ca jurnalist, trebuie să fii pregătit și, în general, oamenii, mă rog, pregătiți, pun întrebări, se pregătesc, se documentează. Sunt câteva lucruri, aturi, să spunem, care le-ar permite să se reorienteze. În realitate, lucrurile nu sunt chiar atât de roz, pentru că criza va marca multe domenii și atunci și cerința dinspre, chiar pentru un om care să creeze, va fi mai mică. Însă, cred că se poate întâmpla și o reconversie profesională totală. Suntem în era în care putem să învățăm orice, în era digitală, să ne reapucăm sau să ne apucăm de noi lucruri și până la urmă fiecare trebuie să se orienteze potrivit capacităților, talentelor, abilităților. Cunosc oameni și am avut prilejul să intervievez antreprenori deveniți din ce? Din bancheri. Deci din zona de finanțe, bănci, care și-au schimbat total preocupările, au început tot felul de business-uri și este numai un exemplu. Deci trebuie să fim atenți la niște modele care să ne inspire în această perioadă, indiferent că suntem jurnaliști sau nu. Trebuie să cauți să vezi cu ce ești tu fericit să faci. Lucrurile se vor schimba radical în următoarea perioadă și cred că oamenii vor pune mai mult accent pe ceea ce le face plăcere să facă și atunci fac cu pasiune și fac bine. Sigur că a intra să faci jurnalism înseamnă că îți place și crezi că poți să faci bine și ești pasionat. Altfel, în general, jurnaliștii sunt prin definiție oameni foarte pasionați de ceea ce așa, fac. Nu este ca și cum mai niște bani și astăzi îți deschizi un service auto, nu merge, îl închizi, te duci și deschizi o cofetărie în colț. Nu? Adică este o meserie în care chiar trebuie să, care chiar trebuie să-ți placă să o faci și este un pic dificil, nu e imposibil însă, să te reorientezi profesional. Cineva spunea foarte, foarte sugestiv că e foarte ușor să ieși din jurnalism, dar e foarte greu să scoți jurnalismul din tine. Așa că probabil întotdeauna va rămâne componenta aceasta de comunicator pe care o poți exprima în diverse moduri, ca trainer, ca în calitate de consilier sau cine știe. Exact. Și în afară de asta, un jurnalist bun este de fapt un foarte bun observator al realității din jur. Întotdeauna vezi ceea ce alții nu văd neapărat. De aceea ești tu chemat să scoți știrea, să faci articolul, să vezi ideea dintr-o discuție cu cineva sau dintr-o documentare pe care o faci și stabilești un subiect. Și atunci, sigur că a fi lângă un om care are cu totul alte preocupări, nu știu, vorbesc de o persoană publică, o autoritate, un antreprenor, a fi alături de el și a-l ajuta să-și rafineze căile de comunicare și a observa realitatea în care trăiește, este și asta o, poate deveni o preocupare și o
un nou domeniu de funcționare în condițiile în care presa, că vorbeam despre print, dar nici pe partea clasică, adică nici pe online, lucrurile nu stau deloc fericit. Și aici vor fi schimbări ca peste tot. Acum am lucrat de acasă, probabil am lucrat mai puțin. Și aici vor fi schimbări structurale notabile și în cadrul grupului. Și din punct de vedere al culturii organizaționale, pentru absolut, că și, da, și asta contează. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, am să te rog așa, să faci o recomandare, tu ca jurnalist financiar, pentru publisherii din industria media. Care ar fi o primă recomandare în această situație de criză în care, evident, teama, panica sunt senzații firești? Este greu să te pui în papucii publisherului. Nu e imposibil, dar este greu pentru că, repet, ce am mai spus în emisiunea noastră, acolo este un business și acolo trebuie să intervină criterii de eficiență, de profitabilitate, de sunt cifre și sunt bani. Și analiza merge strict pe ceea ce se întâmplă acolo, pe surse de venit și pe cheltuieli. Nu mi-aș permite să dau un sfat, deși am fost de-a lungul vremii în poziții, să spunem, de vârf în presă, dar nu în aceea de publisher, să ajung să analizez costuri. Acum, la Adevărul Financiar, într-adevăr, structura grupurilor este pe produse și acolo se analizează venituri și cheltuieli, sunt centre de cost, practic. Dar cred că ce pot spune este că se poate urma un principiu și acela este al echilibrului. Îmi place să folosesc cuvântul ăsta pentru că cred în echilibru și cred că cei care vor avea capacitatea să echilibreze lucrurile în publishing vor ieși pe termen lung cu bine din criză. Repet, este foarte, foarte greu. Pentru că trebuie să pui deoparte resursele și de cealaltă parte cheltuielile, să vezi unde ajungi și să în același timp să nu abdici de la principiile jurnalismului de calitate. Pentru că noi la asta ne referim. Așadar, să încercăm să găsim echilibru chiar și în publishing, chiar și în industria de media, care acum este foarte, foarte, foarte afectată. Îți mulțumim, Mihaela, pentru discuția de astăzi. Așteptăm să ne reîntâlnim cu vești bune despre industria media românească, despre publishing-ul românesc. Vă mulțumim, dragi spectatori, pentru interesul și atenția acordată emisiunii online Brands That Value, o emisiune în sistem Net Event dezvoltată de Tudor Communication împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. Ne vedem joi, 7 mai, la ora 14, într-o discuție cu Irina Păcurariu, unul dintre jurnaliștii profesioniști de televiziune, producători și realizatori de emisiuni la TVR, pentru că, așa cum am promis, această săptămână este dedicată jurnaliștilor și felului în care aceștia își fac profesia. E o emisiune în cadrul campaniei hashtag Respect Jurnaliștii, pe care Tudor Communication a demarat-o la finalul anului trecut. Vrem să vorbim despre valoare în comunicare, despre valorile jurnalismului și, așa cum spunea și Mihaela, să nu încetăm să căutăm acest echilibru. Să ne auzim cu bine, pe curând! La revedere! Mulțumesc.